Ceea ce spuneți, eu am avut numai convorbit cu o delegație puternică și mai multe delegații a românilor din America, în timpul proiectului meu, în timpul mandatului meu de președinte, prin Sandra Pralong, pentru că consilierul meu, și știți foarte bine că eu am avut consilier din America. Absolut. Dintre românii americani, profesorul Moldovan de la Los Angeles, de pildă, a fost consilierul meu pentru știință. Și alți profesori, profesorul Filipescu de la Washington University, George Washington University în Washington, și alți, mulți alți profesori au lucrat cu mine și împreună am realizat un proiect care însemna modificarea Constituției în sensul scoaterii acelei prevederi ca neapărat trebuie să ai numai cetățenie română pentru ca să poți să candidezi. E bine, acest a fost scos din Constituție și acum s-a făcut un pas sub guvernul liberal la inițiativa premierului Tăriceanu, s-a făcut un pas în plus, s-au desemnat colegii și românii din America, ca și din alte zone ale lumii, pot să trimită deputați și senatori în Parlamentul României. Deci pot să participe chiar la selecția ambasadorilor de care vorbim. Deci în geanta mea port legea 35 despre care dumneavoastră vorbiți. Eu însumi, încercând să fiu unul dintre acei candidați pentru o funcție de deputat în Parlamentul României sau de senator. Am avut un interviu cu vicepreședintele acelui forum permanent care se află în București, așa, și mi-au spus, nu numai pentru mine personal, ci vreau să-mi explice legea 35, pentru că este destul de neclară. În perioada acestor ultime zile, legea 35 a fost modificată. Mi-a fost adusă la cunoștință, mi-a fost amânată întrevederea cu președintele acestei formațiuni. Am avut, numai cu 3 zile, în sfârșit, acest interviu, în care mi-a menționat cu tărie că acei doritori de a participa la această nouă alegere în Parlament vor trebui să aibă domiciliul obligat în România. Eu consider un nonsens. Nonsens, pentru că cum aș putea eu să am domiciliul permanent în România din moment ce mi-aș dori să candidez atâta vreme cât eu trăiesc în America de 32 de ani de zile și business-ul meu se află acolo. Deci nu pot să las, mă refer la mine. Bine, ideea înseamnă, nu pot să obligi acum, sigur vă puteți aranja un domiciliu în România, nu să cereți fie un domiciliu exclusiv, pentru că ideea este următoarea. Dacă veți reuși să deveniți deputat sau senator, va trebui să participați la lucrările Parlamentului. Deci, asta va însemna că va trebui să fiți permanent în România. Normal. Nu mi se pare logic. Mi se pare foarte logic. Însă ce ne la aceasta se referă. Nu la ce ne facem noi, cei care suntem deținători de business-uri foarte importante în America și nu putem să renunțăm pentru că... Nu, Gabriel. Este o opțiune. Am înțeles. Deci rămâne... Opțiune temporară pot să o facă. Eu am renunțat la viața academică 4 ani cât am fost președinte, după care m-am întors în universitate. Deci vă mulțumesc, ne-ați convins. Ok, continuați. Am încercat doar să vin cu explicații. Da, vreau să revin. Ideea fundamentală pe care o am este că orice proiect vizionar, viziune asupra dezvoltării noastre, strategie de dezvoltare durabilă, în sensul identității, trebuie să se adreseze națiunii române, okay, într-o lume globalizată. Correct. Deci astăzi nu mai putem să rămânem în ceea ce, în mentalitatea unor, au rămas granițele închise ale țării sau granițele deschise ale țării. Okay. Pentru că noi avem, de pildă, 4 milioane de români care muncesc în Europa. 4 milioane de români care contribuie într-un mod excepțional la bugetul național. Guvernatorul Băncii Naționale. Și care vor avea un cuvânt de spus în orice aleg. Ei aleg, toți pot să aleagă. Toți au dreptul de a alege, indiferent unde sunt în lume. Se prezintă foarte puțin, asta este cu totul altceva, conștiința cetățenească poate crește. Pentru că, repet, guvernatorul Băncii Naționale, și îl întreb mereu, care sunt banii? Deci numai în ultimul an, în anul 2007, 3 miliarde și jumătate de euro, ceea ce înseamnă 4 miliarde și jumătate de dolari au fost bani trimiși prin bancă de români care lucrează în Uniunea Europeană. Ceea ce este fantastic. Este enorm. Amintiți-vă de cele
400 de milioane de euro care erau toată bisteria națională, toată vauția națională a României. Pribegiți prin lume, trimit acasă bani. Ceea ce înseamnă că vor să se întoarcă. Ei sunt un element pozitiv pentru că ei câștigă la fața locului, cum să spun, deprinderi noi. Ei câștigă o nouă modalitate de a respecta legile, de a munci într-un stil ordonat. Ușor reeducă pe un nou sistem pe care nu l-ar fi. Va exista și sistemul acesta, se va deschide în sfârșit și sistemul cu America. Deci este o lume deschisă. Astăzi fiecare individ este un cetățean al lumii. El este un actor pe o piață globală, pe o piață economică, pe o piață socială, pe o piață culturală a întregii lumi. El nu mai poate fi obligat. Deci un proiect național, identitar, nu mai este obligat unei națiuni ținută ca într-o închisoare, într-o graniță, care trebuia să urmeze un conducător orbește, să aplaude și să execute. Astăzi nu poți să creezi acea sinergie de care vorbeam, a valorilor pozitive ale națiunii, decât dacă faci un proiect al demnității. Unde să se întâlnească la intersecție demnitatea națiunii cu demnitatea fiecarei persoane. În momentul în care reușești să convingi pe un român, oriunde s-ar afla el, că această calitate este importantă, că este important să fie mândru de țara lui, mândru de limba pe care o vorbește, că limba pe care o vorbește îi dă o deschidere spre toate cultura, nu numai a României, spre toată cultura țărilor latine. În momentul în care îl convingi că el este purtătorul nu numai unei limbi, ci a unei culturi, a unei culturi importante, a unei culturi care a generat, care trebuie cunoscută pentru că ea a generat un progres al întregii omeniri. Brâncuș stă la originea sculpturii moderne, Ionescu stă la originea teatrului modern, mișcarea Dada stă la revoluția picturii și literaturii moderne.